bună ziua! Suntem împreună la Târgu Mureș cu domnul Nicolae Ploieșteanu, director al Departamentului Drept din cadrul Universității Pedro Maior din Târgu Mureș. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit, bună ziua! Domnule profesor, suntem în interiorul Maratonului Facultăților de Drept. Am făcut un popas și la Târgu Mureș și ne-am dorit să discutăm cu dumneavoastră în calitate de reprezentant al Facultății de Drept din cadrul Universității despre studenți, despre cum se situează facultatea în interiorul Universității, despre masterate și alte chestiuni particulare care definesc facultatea din care faceți parte și în care vă desfășurați activitatea. Sunteți o facultate facultate mai mică în această zonă a Transilvaniei. Ce ne puteți spune despre numărul de locuri care pe care le aveți de la buget, numărul de locuri cu taxă, împărțirea acestora între cursurile de zi și cursurile de învățământ cu frecvență redusă? Bună ziua. Mă bucur că în cadrul maratonului v-ați oprit în Târgu Mureș și fac această legătură cu ceea ce ne caracterizează în general în Târgu Mureș pe cei din zona universitară și anume un, o anumită tipologie a mentalității că aici cândva a existat și a funcționat tabla regească unde absolut toți juriștii din din Transilvania își urmau cursurile de practică și primeau diplome de exercițiu a profesiei ulterior. Ce număr de locuri aveți la facultate și cum se situează acesta pe palierele învățământ de zi și cu frecvență redusă? La învățământul de zi avem un număr de 100 de locuri disponibile. Sigur că cele bugetate sunt mai reduse, însă există și avem dezvoltată și forma de învățământ fără frecvență, unde sigur toate sunt cu taxă. Studenți există, există cerere, în special ne adresăm regiunii, Mureșul, județul Mureș, județelor din Harghita, Covazna, Sibiu, Alba, însă avem și o, un palier specific, în special din zona Moldovei, de, de studenți. Moldova românească sau Moldova de dincolo de frută? Nu facem absolut niciun fel de diferență. Doar că, sigur, pentru cei care sunt dincolo de prut, avem locuri speciale care sunt finanțate de la bugetul de stat. Sunteți o instituție publică, o instituție de stat, ca și facultate. Aș vrea să vă întreb în acest context cât de greu este pentru dumneavoastră să vă ocupați locurile, atât la cursurile pentru cei patru ani, cât și la cursurile de masterat. Există o competiție, cred că generală. În, în momentul de față, cred că ea caracterizează toată țara, pentru că, dacă ne referim la studiile de licență, aici avem o relativă stabilitate de ani de zile în ceea ce privește studenții. Iar dacă ne referim la masterate, aici masteratele trebuie să corespundă pieței, în special. Ori, pentru a corespunde pieței oricine și orice cadru didactic din țară trebuie să dea performanță și să identifice linia de specializare cerută. Iar aceasta este o chestiune specifică întregii, întregii țări, nu doar Universității Petru Maior. Noi la masterat avem locul ocupat, avem două masterate pe care le gestionăm și anume unul specific profesiilor juridice și profesiilor liberale din domeniul juridic și un al doilea masterat care se adresează în special celor care lucrează în administrația publică și e un masterat care are o conotație europeană, în cel al doilea an se urmează șase luni de practică în străinătate m-am bucurat să văd aici la Târgu și o serie de manifestări organizate de către facultate cu sprijinul universității. Cum este relația dumneavoastră ca facultate cu universitatea? Cum vă sprijine universitatea în demersurile pe care le organizați? Văzut, cum spuneam, mese rotunde, conferințe, conferințe organizate în parteneriat cu uniunile profesionale. Eu cred că acest cadru trebuie menținut care există în momentul de față pentru că universitatea Petru Maior deja este să spun așa un simbol al anumitor tipologii de activități cu conotație științifică și practică. Cred că cea mai relevantă, la momentul de față, este conferința anuală de executare silită, care asigură și pregătirea profesională pentru corpul executorilor judecătorești. Însă, avem de asemenea o serie de concursuri și competiții, activități tradiționale care se organizează și care sunt cunoscute în țară, cum ar fi, spre exemplu, concursul de pledoarii juridice Fiat Justiția sau primăvara studențească în domeniul administrației publice în special, activități care sunt foarte bine privite, activități care atrag studenți din toată țara și chiar și din afara țării, spre exemplu școala de vară International Summer Law School, care este organizată tot în parteneriat cu, cu Universitatea Petru Maior și cu Departamentul de Drept. Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb din punct de vedere instituțional care sunt facultățile din țară sau poate din străinătate cu care colaborați cel mai bine, care sunt profesorii de la aceste facultăți care vă vizitează. Am văzut, așa cum spuneam anterior, constant prezențe la Târgu Mureș și ale unor profesioniști și profesori importanți. Sigur, în special avem câteva relații tradiționale stabilite cu Universitatea de la Versailles, cu Universitatea din Lece, Italia, cu Universitatea Corvinus din Ungaria. De asemenea, există relații de colaborare puternice cu universitățile din Republica Moldova, în special cu cea din Bălți, cu Universitatea din Bălți. Acum, în privința colaborării, cred eu că un specific foarte important, dacă m-aș referi la, la specificul uh, uh, colaborărilor interuniversitare și uh, inter... Uh, uh, Relaționale între profesorii facultății noastre și alte centre universitare. M-aș referi în special la colaborările care leagă, să spun așa, vechile provincii istorice, da? cum ar fi Moldova, țara românească și Transilvania, unde noi, ca și colectiv, am simțit un sprijin extrem de puternic de-a lungul timpului din partea acestor persoane care, unele dintre aceste persoane ne-au și sprijinit sau ne-au și format pe unii dintre noi, dintre membrii colectivului, cum ar fi din Sibiu domnul profesor Ian Leș sau din București domnul profesor Mihai Șandru sau domnul profesor Universitar din Iași, Valerius Ciucă. Deci, iată, am exemplificat doar câteva persoane care susțin această activitate și cred că susțin, prin atitudinea domnilor lor, în realitate, ceea ce societatea românească în ansamblu ei ar trebui să sprijine și mai puternic, un spirit social de justețe și de justiție în această zonă, precum și în toate celelalte zone ale țării noastre, dar de data aceasta realizat într-un cadru universitar. În interiorul facultății ființează și un grup local al ELSA România, grupul de la Târgu Mureș. Maratonul Facultăților de Drept este derulat în parteneriat cu această organizație a studenților, o organizație care are reprezentanțe și filiale în cele mai importante facultăți de drept. Cum colaborați dumneavoastră cu studenții, cu ELSA, filiala Târgu Mureș? ELSA Târgu Mureș este o asociație studențească cu un profil poate specific acestor vremuri și specific celorlalte centre universitare. Exact nu pot să mă pronunț. Pot să mă pronunț cu privire la Elsa Târgu Mureș, că este un cadru în care se realizează o viață studențească, destul de viguroasă, să spun așa, și uh, se realizează o coeziune la nivelul studenților, uh, Elsa Târgu-Mureș uh, sprijină puternic propria sa dezvoltare și uh, dezvoltarea studenților uh, de care uh, asemenea studenții au nevoie. În uh, a doilea rând, Elsa târgu -Mureș joacă alături de uh, alte... Uh, Organizații Elsa din, din țară joacă un rol important în ceea ce privește relația dintre corpul studenților de la facultățile de drept și instituțiile unde aceștia își desfășoară activitatea. Există o tatonare pozitivă, ca să nu o numesc presiune, pe care o realizează Elsa asupra instituției în sine, pozitivă pentru că Efectele acestei tatonări sunt în sprijinul atât a corpului profesional cât și a dezvoltării studenților. Spre exemplu, exemplificativ spun, și anume informările pe care aceștia le solicită pentru a participa în organele de conducere ale universității, pentru a avea reprezentanți și a pune probleme și a participa la actul de decizie. Exemplificativ am arătat cum anume Elsa contribuie la dezvoltarea societății românești în final prin facultățile de drept. Aș mai avea două întrebări la final. Prima ar fi cât de mult uh, s-au schimbat uh, studenții față de momentul la care noi înșine am fost studenți? Cât influențează tehnologia actuală, uh, viața studențească, acumularea informațiilor? Cum îi simțiți din acest punct de vedere pe colegii noștri mai tineri din uh, postura de profesor, de la pupitru, atunci când intrați în sala de curs sau de seminar? Vremurile s-au schimbat, cu siguranță. Tehnologia în special e cea care pune la dispoziția studenților în momentul de față un volum de informații impresionant într-o manieră facilă și rapidă. Ceea ce conduce la o competiție reală între studenți și profesorii pe care i-au. Față de, față de vremurile noastre, în sine, tipologia studentului nu este schimbată. Însă, cu siguranță, au enorm de multe posibilități și oportunități, mult mai mari decât cele pe care le-am avut. Care este consecința existenței atâtor uh, oportunități? Consecința este că studentul poate, la sfârșitul facultății, la sfârșitul studiilor juridice, să ajungă deja un bun profesionist începător. Ceea ce în anii anteriori, eu am încheiat facultatea între anii 1991-95, da? nu aveam asemenea oportunități cu siguranță și nu atunci când existau informații ajungea puțin mai, mai greu la noi. Deci, iată, aș fi încercat să sintetizez care este avantajul pe care îl au de data aceasta: și anume, inserarea la locul de muncă este mult mai ușoară dacă, sigur, este interesat studentul. Eu, ca întotdeauna și pe vremea noastră, existau studenți excepționali și studenți care urmau doar un parcurs profesional obișnuit. Acum, pentru cei care urmează dreptul, știm foarte bine că deci, această călăuză a justiției pe care o avem în, în minte ne dă niște frământări, inclusiv în ceea ce privește formarea profesională. Ultima întrebare, aș mai avea. În calitate de profesor de cadru didactic, cu ce v-ați dori dumneavoastră să rămână un student după cei patru ani de cursuri cu ideea de justiție și misiunea pe care o va avea cu hotărârea că absolut nimic nu este uh, un obstacol de netrecut în viața pe care o va parcurge și, bineînțeles, cu competențe bine formate și stabilitate Vă mulțumesc, domnule profesor. Vă doresc succes în această misiune de la catedră, în misiunea de a-i forma pe viitorii noștri colegi juriști. În discuția noastră suntem convinși că acest deziderat se va realiza. Mulțumesc și eu și încă o dată bine ați venit la Târgu Mulțumesc.